În cursul zilei de luni, polițiștii de la rutier au intervenit la 3 accidente de circulație produse pe raza județului nostru. A fost nevoie de prima intervenție a oamenilor legii în jurul orei 6 dimineața, când un șofer a izbit o baliză de pe mijlocul drumului aflat în lucru, intrând apoi în șanțul de pe marginea șoselei. Evenimentul a avut loc în afara localității Uzunu, pe DN5, Giurgiu, București. În urma accidentului, 3 persoane au ajuns la spital. Al doilea accident rutier s-a produs în municipiul, în intersecția de la Romarta. Aici, un șofer de 44 de ani din Ghizdaru, în timp ce conducea un autoturism dinspre strada Gării, la intersecția de la Romarta, a efectuat un viraj la stânga, fără a acorda prioritate de dreapta, unui biciclist care circula din sens opus. Biciclistul, un bărbat de 46 de ani din Frătești, a fost lovit de autoturism, fiind rănit ușor. El a fost transportat la spital. Al treilea eveniment a avut loc în jurul orei 16, în sensul giratoriu de la primărie. În cazul acestuia, oamenii legii au fost nevoiți să oprească circulația preț de câteva minute. În ziua de 18 iulie anul curent, în jurul orei 16:20 de minute, pe șoseaua București din municipiul Giurgiu, un bărbat de 41 de ani din comuna Dobrești, județul Ilfov, în timp ce conducea un autovehicul special marca Fiat, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism marca Opel Vectra, condus regulamentar de un bărbat de 40 de ani din comuna Malu, județul Giurgiu. În urma evenimentului, rutier a rezultat în avarierea ambelor autovehicule, precum și rănirea ușoară a unui bărbat de 54 de ani din București, pasager pe locul din dreapta față al auto specialei care nu a acordat prioritate de trecere. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pe numele celor 3 șoferi vinovați de producerea evenimentelor rutiere, oamenii legii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Niciunul dintre șoferii implicați în evenimentele rutiere nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.